Domnule primar, avem zeci de întrebări care ne sunt adresate în legătură cu puzzle-ul marilor bulevarde. Încă de pe vremea lui Făgădău au solicitat, mă rog, vreau să deruleze diferite investiții, solicitau certificat de urbanism și nu li se emitea pentru că, mă rog, li se spunea că este în lucru. Din câte am înțeles de la doamna City Manager, doamna Felicia Ovanesian, ar fi cumva blocat din cauza unei virgule, unei greșeli, unui număr. Ce știți? Da, mai concret, la ce se referă cetățenii? Păi știu că în documentația de achiziție s-a făcut referire nu la... Nu avem un puz al marilor bulevarde. Păi nu avem, știu. Este blocat undeva? Nu. Eu nici n-am găsit această documentație. Lucrăm la pugul general al orașului și la actualizarea puzului. În zona peninsulară, în zona Tomisu, în o cartiere pe care de altfel vrem să le reabilităm. Da. Bun, dar puzul acesta este încă de pe vremea lui Făgădău. În documentație s-a făcut referire la o zonă care vizează 2000 de hectare, când el în realitate viza 200 de hectare. Undeva aici s-ar fi blocat. Dar ce anume dorește cetățeanul? Adică ce vrea să facă păi și este împiedicat? Nu poate derula investiții în zonă, spune omul, mă rog, spun oamenii, pentru că este puzul în lucru. Nu. Oamenii despre care vorbiți dumneavoastră bănuiesc că sunt oameni care au terenuri pe bulevard, unde planul urbanistic general prevede un anumit regim de înălțime, iar ei vor să facă pe plus 10. Aveți situații de genul ajuns în atenția? Dar cum credeți că ce s-a întâmplat pe Bulevardul Mamaia? Bulevardul Mamaia avea un regim de înălțime pe plus 4. Da. S-a depășit pe plus 4. Și atunci fiecare care a dorit așa ceva a făcut un PUZ. PUZ înseamnă plan urbanistic zonal, care este derogatoriu, adică derogă de la indicatorii de urbanism care sunt dați în plan urbanistic general. E adevărat, vechi, în 1999. Da? Și despre asta e vorba, dar s-au obținut puzuri, ca dovadă că s-au făcut clădirile astea. Nu există noțiunea de PUZ al marilor bulevarde. Nu există noțiunea asta. Un puz al marilor bulevarde. Păi da, doamna City Manager ne-a spus că știe de acest și că este blocat. Eu vă spun că nu există. Există planuri urbanistice zonale, nu pe bulevarde, ci pe zone din oraș, pe cartiere. Și într-adevăr, dacă undeva, un teren care este la bulevard, cineva, un antreprenor, cred că despre asta este vorba. Vreau să construiască un P plus 10 sau varna acum, că cu cât e mai înalt, cu atât profitul este mai mare, derogând de la înălțimea admisă, el își face un plan urbanistic zonal în care arată că e bine să se întâmple cum vrea el. Da? Planul urbanistic zonal intră în Consiliul Local, se aprobă de Consiliul Local și pe baza lui se poate admite autorizația. Bun, deci oamenii care vin acum solicită un certificat de urbanism... Solicită un certificat de urbanism de informare și vor vedea că regimul de înălțime este atât, coeficientul de utilizare a teritoriului este atât, procentul de ocupare a terenului este atât și dacă nu sunt mulțumiți vis-a-vis de ceea ce vor să facă, trebuie să-și facă un plan urbanistic zonal în care să convingă consilierul local că el este bun și e de interes pentru cetățeni și pentru tot orașul Constanța. Și dacă îi convinge și se votează, pe baza lui se dă fără niciun fel de problemă autorizație de construcție. Păi, de ce credeți dumneavoastră că eu vreau să revocăm, am zis, dar uitați, o să le dăm posibilitatea Consiliului Local să și suspendăm puzul Mamaia. În ședința de pe 26? Da. Ei nu au fost de acord prima dată cu revocarea. Haideți să vedem de ce insistați cu revocarea acestui pus din Mamaia, dar și cel din Palazul. V-am spus de la începutul emisiunii. În Mamaia, în 2000, existau 60 de hectare de spații în loc. Acum avem numai 10. Încotro ne îndreptăm. 1, 2. Numărul de unități locative față de 1989, cred că de 5 ori mai mare. Infrastructura stradală e aceeași. De utilități la fel. Bun, dar consilierii de ce nu vor să-l revoce? Inclusiv consilierii PNL, dacă nu înșel, de fapt știu că nu l-au votat. Nu știu de ce și ăsta este un motiv pentru care sunt mâhnit, pentru că noi împreună
în campania electorală, eu și consilierii PNL, am vorbit de lucrurile astea. Am spus, domnule, trebuie să terminăm odată cu dezastrul ăsta urbanistic care se întâmplă, în special în Mamaia, și pe care îl vedem pe timp de vară. Dumneavoastră ați văzut ce se întâmplă pe timp de vară. Și noi am luat voturi pentru asta. Și am fost votați. Adică trebuie să fim conservenți cu noi înșine. Dacă noi am spus că vom face de așa manieră încât să nu mai dăm voie la construcția asta amețitoare, pentru că pur și simplu Mamaia la un moment dat se va cădea la propriu. Da? Dacă tot continuăm. Dacă am spus lucrul ăsta, de ce să nu ne ținem de el? Dar acum am văzut că l-a spus din ordinea de zi, ați vorbit consilierii PNL despre subiectul ăsta între timp, de când a fost el respins și până a fost introdus. Păi eu le-am spus, am spus în ședința trecută că îl voi pune pe ordinea de zi, eu sunt foarte predictibil, de fiecare dată, informând Consiliul și cetățenii Constanței câte cereri de certificate de urbanism sau mai depus în perioada de la ultima ședință a Consiliului Local până acum. Eu îmi fac datoria. E dreptul Consiliului Local să voteze cum vrea. Dar dacă eu în campania electorală am spus asta, asta voi face.